Ok, salutare tuturor, eu sunt David și bine v-am găsit, fraților, la un episod de GTA Real Life aici pe FPT. Și noi să începem, fraților, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like, să strângem și noi acolo 10 like-uri. Fraților, în ultimul timp, adică în ultimele zile, nu ne-am mai strâns chiar așa suportul nostru cu cele 10 like-uri, dar totuși sunt mulțumit, adică n-am mai făcut live-uri, am și plecat. Până ieri, inclusiv, ați văzut episoade filmate toate de joi. Acum filmez un episod nou și pentru abonații mai vechi știu că recunoașteți acest decor, acest dormitor, pentru că este dormitorul din care eu am filmat înainte toate episoadele mele de SAMP, toate episoadele de Minecraft și e foarte tare să știu că am făcut chestiile astea aici. Bun, fraților, pentru acest episod, pentru că încă n-am umplut încă o dubă, dar din cei care ați fost pe ultimul live ați văzut că am vândut duba de pește. Acum încă nu am umplut-o, am mai făcut eu ceva pește, dar n-are rost să vă arăt în continuare tot pește, tot pește, pentru că asta ați văzut pe ultimele clipuri. Ia să văd eu dacă am muzica oprită. Haide, mă, ok. Așa că pentru episodul ăsta, pentru că am făcut și noi ceva bănuți, mă gândeam să schimbăm jantele, să ne punem și noi niște jante premium de 30.000. Însă înainte de asta vreau să mergem să alimentăm și vreau să vă anunț, fraților, că în această seară, pe la ora 11, 11 jumătate, nu sunt sigur încă, dar voi încerca să fac un livestream și de aici. Momentan am pus așa OBS-ul cât să pot să filmez, n-am băgat la alte setări. Sper să se vadă totul bine, pentru că acum nu am două monitoare, sunt pe laptop și nu știu cum va fi totul, dar sper că e foarte bine. Am făcut un mic test înainte de câteva secunde și totul arăta foarte bine. Canalul crește foarte, foarte ok. Avem 2277 de abonați la ultima verificare. Vreau să vă mulțumesc tuturor și să încercăm, fraților, ușor, ușor să strângem și noi din ce în ce mai multe like-uri, pentru că până la urmă asta este motivația și de asta avem nevoie. Parcă aveam eu pe aici pe cineva, asta e să încerc eu să sun. Aveam un veric pe aici care lucrează pe la service, dar nu mai știu exact cine. Băia motorina, nu. Nu-l găsesc momentan, adică nu mai știu cum l-am eu trecut, că am văzut că nu l-am vericul trecut. Deci mai întâi o să mergem la Peco, pentru că trebuie să o alimentez și pe asta am fost mai mult cu duba zilele astea și n-are rost. Între timp hai să vă mai arăt câteva statistici, pentru că m-am mai jucat chiar dacă am fost plecat. Avem 63 de luni și jumătate în oraș. Și da, lucrurile încep să se alinieze, din câte ați văzut avem mai multe contacte, începem să devenim și noi mai cunoscuți prin oraș. Deci este totul foarte, foarte bine. Hai să vedem, mă, băieți, o dăm aici în continuare. Pac, e o oră destul de aglomerată, sunt 500 de oameni aici în oraș, pentru că filmăm la o oră la care, na, până la urmă e duminică, lumea încă e acasă, nu au mâine, gen, au mâine școală, dar momentan e totul ok. Hai să mergem, mă, băieți, că acum nici nu văd de cât timp filmez și încerc să mă grăbesc puțin. V-am zis, nu vreau să vă lungesc foarte mult cu episoadele. Opa, las că am avut aici un drop frame, sper să nu luăm crash. Ok, bun, e tot în regulă. Hai să văd dacă filmează. Da, e totul bine. Trebuie să bag joc în bară ca să verific chestiile astea. Normal, pe laptop aici ar trebui să se miște mai bine, însă v-am zis, nu m-am ocupat atât de mult de setările de la OBS. Și aici n-am nici modurile mele de pe 5M, da? Deci e puțin mai solicitat. Dar ar trebui să fie totul în regulă. Hai să vedem. Ia uite, pică stâlpul ăla să nu pice pe noi. Ok. Hai să vedem. Ia uite ce e aici. Am aglomerat pe la Peco astăzi. Nu știu dacă am bani la mine ca să fac plinul. Ia să văd câți litri ar veni. Nu, nu ne ajunge. Hai să mergem să mai scoatem. Mai scot vreo 5... Nu, trebuie să scot... Ba, nu, mai scot doar 500, pentru că la serviciu o să plătim cu cardul. Hai să vedem, extragem. Ok, și luăm de aici, mai luăm 500. Hai să vedem. Ar trebui să fie ok, cât să putem să alimentăm. Ia uite ce mașină interesantă aici. A toată noastră rămâne crema cremelor. Hai să vedem, 82 de litri. Bun. Da, vedeți, nu ne ajungea chiar să facem plinul. Mai rămânea puțin. Hai să vedem, mă, băieți, am pregătit o surpriză și pentru Columbus, am cumpărat ceva și pentru el, încă nu știe despre ce e vorba.
Dar când o să-i ofer acea surpriză, o să filmez sau o să fim live, una din două, mai mult ca sigur. Mamă, ce frumos aude. Așa puternic. Hai să vedem. Să alimentăm aici. Trebuie să trec și pe la magazin după aia să cumpăr și eu niște mâncare, niște apă, pentru că moare ăsta aici. Mult mai durează alimentarea asta. Pac. Bun. Cred că am încuiat-o. Da, am încuiat-o. Hai să vedem. Urăsc când se întâmplă chestia asta. Haide. Aia zic. Bravo. Bun. Hai să mergem. Apare în zona asta. Zona asta cu Weasel și cu spitalul nou din Vespucii. Asta e cea mai încărcată la texturi, părerea mea, pentru că aici se comportă jocul cel mai slab, să zic așa. Din aici ai cele mai mici frame-uri. Hai să o luăm pe aici, că suntem aproape de Vericu. Așa. Hai să vedem, să sperăm că găsim pe cineva aici, că ar fi ciudat să le pun eu. Dar nu cred că e nimeni. Ia să vedem. Cineva? Nu, fiecare lucrează pentru el. Hai să vedem. Bă, da, asta e, dar nu putem acum să dăm... Mamă, cum se aude asta, frate. Bun, hai totuși să opresc motorul. Că tot să căutăm noi pe aici. Hai să vedem. Modificări. Avem jante. Tip jante. Jante tuner. Cred că astea ar trebui să fie jante super. Ei, nu, nu sunt astea. Fac, trebuia să dau backspace acolo. Ok, jante. Dar cred că trebuie de la runflat, nici nu știu. Jante track. 46.000 astea track. Nu, totuși nu l-am dat astea track. Jante street, ia să vedem. Nu, oribile, jante drag. 50.000 jante de drag. Rider nu, era asta, Benny Sport, asta ar trebui să fie, da. Bun, băieți, hai să găsim ceva în care să se vadă și etrierul frumos. Nu, no, aici e buguit etrierul. Odată pe astea ar merge. Se văd și discurile frumos. Hai să vedem. Mai căutăm, că nu trebuie să ne grăbim, totuși dăm o grămadă de bani pe ele. Hai să vedem. Astea de aici nu mai văd diferențe sau? Ok, hai că încă mai sunt. Și astea așa spițate sunt interesante. Puțin dacă le putem... Iar mai fi și astea. Astea nu. Dar am rămas setat pe alea, de ce să vă mint? Și astea sunt interesante. Bă, da, arată bine. Chiar arată bine. Deci vintage wear. Ok. No, hai să vedem. Deci suntem între astea și... Care am mai zis că sunt? Nu, astea. Între astea și half cut. Faza e că nu suntem live să vă pot întreba, așa că trebuie să hotărăsc singur. Bă, într-adevăr, aș vrea de-astea mai spițate așa, dar nu știu dacă se pot colora. Hai, mă, gata, am dat așa direct, n-am mai stat. Ok, stai să-i mai dau o dată. Modificări, jante. Culoare jante, hai că acum vom vedea. No, asta am schimbat doar etrierul. Deci, jantele vor rămâne la fel, din păcate. Pociucuri ramflet. Oh, 500.000. Ok, băieți, nu e bine. Bun, astea sunt jantele, băieți. Asta e, din păcate. Hai să o și reparăm ca să se facă... Ok, mașina, uite că ți-o și spală. Uite, un ucenic îți spală mașina. Sunt obișnuit să zic că un veric, hai să vedem de cât timp filmăm. Bun, s-au făcut 10 minute. Mergem să vedem așa cum stă cu jantele astea pe șosea.
Să vă arăt și cum stăm cu peștele. Ia să vedem să pornim. Pornește. Dar nu mi-a spălat-o bine vericul ăsta, nu știu, a dat așa. Hai că mergem cu el la spălătorie, de fapt. Acolo ar trebui să iasă cel mai bine. Bă, sincer, sincer dau bine și jantele astea sunt așa ieșite, frumos. N-am ce să zic, dau bine. Bă, mie chiar îmi plac, sper să vă placă și vouă. Bun, bun, mă, se vede șmecherul, dacă puteam să-i pun și un white body pe ea. Acum, în mod normal, trebuie să mă interesez dacă posibil mai fac o evacuare din asta mai ca lumea. Pentru că mi-ar plăcea. Stai că aici nu știu dacă pot să o spăl, dar stai că trebuia să intru frumos pe aici. Eu așa știu. Intru frumos pe aici, dau tura. Carwash, uite și ține aici. Aici cineva pe aici? Ia să vedem. Salut, salut! Mamă, stai că avem probleme. Bagă unde casept. Așa. Să mă duc puțin mai departe. Asta e cel mai... Sper că nu pleacă cu mașina mea. Ok, hai să vedem setări. Audio. Da, am văzut că pe laptop. Nu, nu aici, la voice chat. Am văzut că pe aici mai pățesc așa. Opa, stai că am văzut aici o problemă. Ok. Salut, salut, mă auzi? Slash me mai bagă un de caset. O fi de la el. Da. Interior, exterior. Da, șefule, da. Carnețelul. Ia să vedem. Eclip. Hai că am luat alt carnețel. Slash me. Da. Părule. Facem un interior exterior la mașină. F6, asta e așa. Să opresc animația. O să mai bag un decasept rapid așa. Asta e. L-a băgat în spate. Vedeți, nu numai noi pățim asta. Hai să mă dau eu mai încolo. Așa, repede. Uite, avem aici, e cu RS6, le vedeți? Settings, dar nu înțeleg de ce se întâmplă chestia asta. E foarte frustrant. Ok. Ok. Voice volume, n-am ce să-i fac. Microfon aici e bine. Ok. Trebuie să fie ok. Ce-a făcut, mă, frate, ăla? A intrat în mine? E gata, șefule? Mamă, fere, ce mă enervează. Hai că eu îi dăm bani așa și o să trebuiască să încheie episodul, pentru că trebuie să rezolv neapărat cu problema. Notăm și noi aici frumos, vedeți? Dacă nu se poate, nu se poate. Îi transferăm aici. 2, 8, 7, 9, 8. Dăm 900 aici. Hai să vedem, oprește animația. Și am plecat de aici, că nu e de stat, că vin mai mulți playeri și noi nu putem mai să ne facem treaba. Bun. Hai că ne-a spălat-o și nu arată într-un fel. Mamă, dar jantele astea, sincer vă zic, chiar dau bine rău de tot. Bun, hai să mergem spre garaj. Spre garajul cu care v-am obișnuit, garajul de la Dubiță, de acolo. Bun, pe aici se mișcă puțin cam nasol, într-adevăr.
nici nu mai sunt învățat, până acum făceam setările pentru AMD, acum trec pe laptop am Nvidia. Da, na, în teorie aici procesorul e mult mai ok decât acolo, placa video e puțin mai slabă aici, dar e mai nouă. Asta e diferența. Mamă, ce frumos se văd. Hai mă băieți, că eu zic că am dat lăvitura cu jantele astea. Mă, 800 de lei o spălare interior-exterior ne-a luat după mașina, după jante. Hai să vedem. Bun, mă băieți, hai să o dăm. Ok, pac. Mergem așa frumos. De începând cu episodul ăsta o să schimb și thumbnail-ul, gen o să fac mereu o captură de ecran din joc și aia o să fie ăla o să fie thumbnail-ul. Mamă, ia uite, e pădu bizar ce se depășesc. Faza e că au toți aceeași viteză, deci nu-i ajută cu nimic. Ok. Hai să vedem. Bă, las tot aici de unde am și început. Așa frumos, ia uitați jantele astea. Păi, bun mă băieți, cam asta a fost și cu clipul ăsta. Eu am fost David, iar noi ne revedem data viitoare. Baftă!